Salut, și v-am găsit la un nou episod pe canal, să trecem împreună cu Psica. Bună! Și cu Mihai. Salut! Și astăzi avem un episod foarte special, pentru că uitați-vă ce am adus aici la țară, ok? Avem un Lamborghini foarte, foarte rapid. Foarte frumos! Dar de asemenea, avem aici o canapea tunată cu roți! Uitați-vă puțin! Dar bineînțeles! Ce? Ce? Băieți, voi ați văzut și ați auzit ce am auzit și eu? Ceva, nu cred că l-am văzut. Am văzut ceva, dar nu știu ce. Ce e aia? Uite. Ce e aia? Ce e aia? E un pupe emoji. Ai văzut? Bune, zic eu, un pupe emoji. Avea ochii roșii, ai văzut? Da, ia stai să investigăm situația. Vreau să zic că vreau să văd care e mai rapidă dintre astea două, dar a apărut acest pupe emoji aici. A, uite ce a pus aici, uitați-vă. Ok, 7500 de like-uri. Greșit! Bă, nu numai pupe emoji, dar și un WC-ul. Are dinți. Bă, da, eu cum văd. WC-ul cu dinți, wow. WC-ul cu dinți. Oh my god, 7500 de like-uri. Greșit. 11.000 de like-uri, zic eu. 11.000 de like-uri să strângem? Da. Greșit din nou? Greșit 15.000 de like-uri. Mamă, 15.000 de like-uri! Greșit din nou? Greșit! 17.000 de like-uri. 17.000? Greșit din nou? Ia zi-mi, hai, greșit! Da, hai să trecem, hai să trecem la treburi serioase. Vă mulțumim foarte mult dacă ați apăsat pe butonașul acela de like și ideea mea era în felul următor. Care e mai rapidă dintre cele două? Avem o canapea pe de-o parte sau un Lamborghini pe de altă parte? Dacă ar fi canapea mai rapidă, ar fi ceva amuzant. Deci, eu mă gândesc să folosesc această canapea. Ok, perfect. Aoleu, ia uite-ne, că tot vă întrebați cum arată caracterul meu din Garry's Mod. Eu te dau gardul jos! Mihai! Asta e casa noastră de la țară! Băieți! Doamne, ce m-am speriat! Trebuie să facem mulniuță. Fii pe fază că vin cu canapeaua după tine. Băzea. Întorc eu sau întorci? Păi, nu știu, cred că așa mai degrabă. Uite. Dă-i mai cum în spate facem? Ca să pornim din același loc. Hai Mihai, mai în spate. Hai Mihai. Ia uite-l cum se pune. Te ține sau nu te ține? Nu hai! Știu. 3, hai. 2, 1 și-am plecat! Băi! Ce e asta? Bă, cum ar fi fost să fie mai rapidă? Eu mă gândeam... Cum ar fi fost? Eu mă gândeam... În spatele vostru! Cartoon Cat! Păcii! Da, călcal cu canapeaua! Mușcă, aveți grijă! Călcal cu Lamborghini-ul! L-am lovit, dar nu... Dai! Bate Lamborghini-ul, lasă-mă! Hai că mă duc! Mamă, mușcă! Mi-a dat... Vai de capul meu! Vai, aveți grijă! Așa, bravo! Perfectă lovitura, perfectă! Și că a intrat în ceva metalic. Ok. Da, cred că e timpul să ne dăm jos. Cred că e timpul să ne dăm jos, pentru că... Unde e? A dispărut, să știți. Uite. Nu știu unde e. A dispărut? Da. S-a panicat când te-ai dat jos din care pe aia zis gata. Da, a dispărut. Ia stai, mă, pot să mă pun și eu aici. Ia uite, bă, ce bord are, bă! Arată bine. Chiar arată bine. Ești mecher Lamborghini-ul ăsta. Ce vorbești? Mergeți. Perfect. Ia uite, merge și pisica pe Lamborghini. Da, nu, pentru mult timp. Da, noi trebuie să ajungem în oraș. Da. Deci fiți atenți, veniți repede înapoi la zona aceasta de fermă. Pentru că ați văzut cine a venit aici? Cap de răhățel. Așa am să-i zic, că nu știu exact ce nume are. Cap de răhățel, dar nu numai cap de răhățel, cap de WC-ul, de asemenea, uite-l. Cap de WC-ul. Văd și pe ăsta, văd și pe ăsta. Deci asta înseamnă că ei s-au strâns în oraș. Asta înseamnă că noi trebuie să mergem în oraș. Ia uite, ia vină să-i vezi. What? A, ăștia erau. Cap de răhățel, tu ești. Cap de răhățel, du-te de aici. Ok, am o idee, fiți atenți, am o idee. Și Nurpo! Wow! Bine! Hai, urcă-te în Lamborghini, Nurpo, urcă-te! M-am călcat pe Nurpo! Gata, am scăpat de Nurpo! Ce facem, băieți? Păi mergem pe străduța asta și pentru că nu putem să mergem toți în Lamborghini, care are doar două locuri, asta înseamnă că o să mergem pe jos. Dar în direcția asta ar trebui să fie orașul, și că undeva aproape de oraș ar trebui să se află aceste creaturi sau nu știu. WC-ul! Bă, care... Asta nu e... Bă, stai puțin, că acolo avea... A, cred că știți care-i faza. Mă, vezi că te mănâncă, te bagă în WC-ul. Care-i gură. Deci știți care-i faza? De cred că... Da, varianta WC-ului este și așa, dar este și gen Siren Head. Ce caută Nurpo aici? L-am mâncat pe Nurpo! Living toilet! Toaleta care trăiește! Deci fiți atenți! Și Nurpo, ce faci, Mihai, te bași cu capul acolo?
Mă bușcă el. Ai grijă, Mihai. Ok, asta e destul de ciudat. Hai să plecăm de aici repede, repede, repede. Veniți pe mine. Trage apa și veniți. Da, trage apa. Ia, lasă-ne în pace, hai. Trage apa la WC-ul și lasă-ne. Ok. Trebuie să mergem, stai să văd în ce parte. Nu, cred că în dreapta cu siguranță. Păi, uite, uite aici e orașul. Da, îl văd. Ok. Uite, rahatul mișcător. Doamne, ferește. Lasă-ne în pace, vezi să nu te atingă că o să miroși urât după asta, urât. Asta nu e emoji, emoji-ul e drăguț. Da, asta e ceva de coșmar. Asta e ceva ce... Băi, și te și mușcă. Ia că m-a mușcat. Hai, grijă. Mamă, și bagă viteză. Mamă, să vezi așa ceva ieșind din pădure. Te duci tu la pădure la iarbă verde și vine un rahat ăsta mare după tine. Doamne, și mai și miroase urât. Tu-ți dai seama ce miros e aici? Tu-ți dai seama? Doamne, ferește, e gigant. Adică, hai că te duci undeva și e un câine care a lăsat un răhățel pe jos. Da, nu e. Ăsta e un... cât o clădire e, adică... Da. Ăsta e un răhățel de gigant. Păi, dar nu prea-i dă damage, nu prea, da, trebuie să fugim de el, trebuie să fugim, e prea puternic. Dar ideea e că ăștia evoluează în Siren Head. Bă! Uite ce viteză are! Deci s-a transformat în Siren Head, vedeți? S-a transformat. Vedeți că oh my god, ce lasă pe vedeți lângă că dă cuvânt, dă cuvânt de la urât mirositor. Văd. Are gaze. Are gaze, are gaze, are gaze. Și să jur așa. Ok, repede intrați în clădirea aceasta să ne salvăm. Hai, repede. Că nu poate să intre aici. Mamă, mă păzește să nu mai ies. Ajutor. No, dar uite că nu ne face nouă nimic. Îi dăm damage. Pe mine mă vrea. De ce mă vrea pe mine? Ia uite. Nu știu. Bă, lasă-mă. Hai că deschid aici, am deschis aici. S-a dus. Unde s-a dus? Ok, nu știu ce să zic despre chestia asta, dar fața e că amândoi și cap de WC-ul. Uite că evoluează, se face din ce în ce mai mare. Oh my god. Ce are pe acolo, pe sus? Are ca o rază, ceva sau cum? Nu prea. Unde ca o rază? Mă uit eu, că văd că s-a blocat. Ai acolo așa niște unde, așa. Tu vezi? Ah, dar chiar acum văd. Ba, știi de ce? Că miroase urât. Da, vreau să fie ceva de miros. Miroase urât, s-a blocat în stâlp. Păi mă, ești de acolo, mă. S-a blocat în stâlp, dar e mai bine că s-a blocat în stâlp, că nu ne poate face... Uite ai că... cobit, ai cobit. Ok, ok, și miroase și urât rău de tot. Ia lasă-ne în pace. Vai de mine, uite. E mai greu, bă! A mușcat-o pe pisica, a mușcat-o! A mușcat? M-a mușcat și pe mine! Bă, uite cum îi dă! Vezi că te mușcă asta, vezi că te mușcă! Ok, trebuie să fugim de aici. Cred că n-a fost o idee foarte bună să venim în oraș. Haideți, bă, Mihai, ieși de acolo! Mihai, vezi că te mușcă! Da, nu știu ce direcție să mergem, să fugim! Unde plecăm? Uite, veniți după mine, cred că pe aici. Dar stai să văd dacă e vreo cale de ieșire pe aici, nici nu știu. Nu știu, cred că ne, nu cred că ne mai vedem. Bă, am găsit eu locul, am găsit, fiți atenți, fiți atenți. Uite pe aici. Repede, repede. Ok. Și ce facem? De aici faci săritura așa. Mamă, ce săritura a făcut pisica, nu vine să cred. Merită un like săritura. Merită un like. Bă, dar mie mi-e frică de Hagi-Wagi și ăștia, că s-ar putea să fie și prin oraș. Crezi? Nu știu ce să zic. Păi da. Crezi? E posibil, există posibilitatea aceasta. Nu știu ce să mai zic. Există această posibilitate. Ia stai că s-a deschis aici. Ok, nu e nimic aici. Nu e nimic. Ok, deci aveți grijă. Cap de WC-ul, cap de WC-ul. Cap de WC-ul, hai că am înțeles. Bă, dă cu apă, voi vedeți? Da, dar cu apă de toaletă, nu? Apă de toaletă pe jos! Da, mizerabilă! Uite, am găsit poarta de ieșire. Veniți după mine. Asta este scăparea noastră. Ok. Deci orice ați face, aveți grijă. Oh, no, no, aveți grijă. Mamă, mami, long legs! Ce cauți tu aici? Asta? Cum ar fi să vină WC-ul, să o bage în WC-ul pe mami long legs? Vai, doamne, că aș leșina de râs. Uite o apă aici, lol. Ia veniți încoace. O apă. Ia, hai, că poate nu știe să noate. Poate nu știe să noate mami long legs. Băgăm în not. S-a băgat prin apă mami long legs. Unde e? Bă, nu a dispărut. S-a scufundat. A intrat în apă și... Cum ar fi să iasă stai cineva să văd. De acolo? Eu zic să ai grijă. Cred ok, mi-e cam frică, nu știu ce să zic. Ok, nu mai așteptăm la asemenea creatură de data aceasta, dar uite-l ea. Ce face asta? Stropește? Stropește cu apă mizerabilă. Și că se aude cum stropește. S-aud picăturile de apă. Ia uite, aveți grijă să nu vă atingă. Dacă îmi dă damage. Să nu vă atingă picăturile de apă. Sunt explozive, da. Aveți grijă, băieți. Ia uite bă ce face. Oh, no. Asta tot lucrătură de a lui Cartoon Cat trebuie să fie, mă gândesc. Clar. Dar voi vedeți că e Siren Head de fapt? E o combinație între Siren Head, deci practic e evoluția lui Siren Head.
Da, și cap de veciu. Cap de veciu și cap de pupe moji, că nu știu cum să-i zic, răhățel, da. Cum vreți voi să-i ziceți. Hai să fugim totuși, haide să fugim. Hai. A, ce e aici, mă? Uite, ia uite. Ce-i asta? Ce? M-am blocat aici, ce e aici? Oh, nu, e Hagi. E Hagi aici. Ce e Hagi? Da, ți-au de muzică. Trageți așa să vedeți dacă... Uite-l. Oh my god. Uite cum a apărut. E paznic. Bă, e paznic sau e paznic? Cred că era paznic aici și păzea. Mă pe mine. Lasă-mă în pace, Hagi! Fugi, vină-ncoace. Păi eu cred că el păzea aici, mă. Fugi. Păi da, zi, hai bine că e paznic. Păi chiar e paznic, păzea toată zona. Stai să vedem, bă, eu mă ascund într-un tub de ăsta. Ia, haideți. Poate n-aș gela. Nu, m-am ascuns. Liniște. N-are cum să mă vadă. Liniște. Credeți că vine? Nu știu. Nu-l aud, nu-l văd, deci. Nu-l aud, nu-l văd, nici okay. Eu. Bă, știi ce mi-e frică să nu vină ăștia, mă? Cine? Pagă Pillar și cu ăștia. Pentru că dacă a venit Mami Longlegs, e clar că, păi, da. Păi mă gândesc că sunt, păi, pe ești. Păi bate Hagi dacă vin. Crezi tu? Da, bravo, Mihai. Nu cred. Păi Hagi ar trebui să fie prietenos, nu știu. Nu știu ce cu ei. Uite ce încet merge Max așa. Păi merg așa că mă strecur, că l-am văzut pe Hagi că e pe aici. Păi să nu fac gălăgie, că nu știu unde e. Să nu facem gălăgie, clar. A vrut să sară acolo, dar n-a reușit. Nu se poate. Ba știu cum. Ia. Cum? Ia uite că am reușit. Eu? Ce? Ai, pagă Pillar, a venit pagă Pillar. Mi-a dat una de mazgurat. Da, vezi că te mușcă, vezi că te mușcă. Ia, că are strategie bună, Mihai. Nu se poate urca aici. Mă întorc. Cum e, s-a făcut nod acolo. M-a aruncat în apă. Ești bine? Da, dar m-a aruncat atât de departe. Da, stai ce pisică am venit. Ok, m-am speriat, am crezut că... Dom'le, m-a aruncat atât de tare. Vai de capul meu. Uite, Mihai i-a făcut nod. Eu l-am păcălit aici, i-am făcut nod. I-ai făcut nod? I-a făcut nod. Notat. Ia, hai, Mihai. Ia, stai, că am gândit la picioare. Ia, du-te aici. Ia asta, mă, că iau ranga asta. Ia, uite cum s-a gândit. Nu. Ia uite. N-are o treabă cu tine. Dacă se întoarce și te atacă acum. Păi nu cred, că are treabă cu tine mai mult. Dacă îl gândi-l. Păi da. Ia stai, nu putem să-l tăiem de aici, cum ar fi? Să avem gen propriul nostru pagă Pillar, să-l luăm acasă. Da. S-o să iei un singur de bucățile. Da, un singur de ăsta. Bă, dar arată delicios, sincer, acum vă zic. Da. Arată, zici că e un fel de... Ceva. Da, exact, de prăjitură sau o vată pe boț ceva. Băieții a venit Poppy. Vezi că mușcă. Băieții a venit Poppy. Ce? Unde e Poppy? Poppy, ne ajuți? Poppy, nu follow. Unde e? Poppy, vii? Unde e Poppy? Că n-am văzut. A, o văd. Poppy e cu ei, cred că. Oh, no. O, da, bă, bune zic. Aolo, dar stai, adevărat că era cățelul ei, nu? Păi da, e cățelul ei, da, asta zic. Oh, no. Poppy te poate ajuta doar dacă sunt alte creaturi, gen cu cartunchet se bate, dar cu cățelul ei nu se bate. Înțeles. Dar cum cred că s-a blocat deci, aici? Aveți grijă când vă aruncă câinele ăsta. Haideți să fugim de aici, haideți să fugim. Haideți. Mamă, dar vine repede. Ia stai, mă, că-l țin eu. Ia stai, mă, câine. Mamă, ce? Ești bine? Călătoresc cu câinele prin spațiu. V-am văzut zburând. Bă, bune zic. Merg pe toată harta cu câinele. Nu știam că poți să faci chestia asta. Păi, efectiv, zbor pe harta cu câinele. Ia uite, nu te care trenuleț. Moș Crăciun, tu ești. Bă, nu știu, deci el mă împinge, eu îl țin, el mă împinge. Și gen, zburăm pe hartă, călătoresc pe hartă, da. No, hai că îl las în apă și fug. Hai, vină înapoi. Wow, nu mă așteptam la chestia asta. Nu știam nici eu, îți dai seama. A, vezi că vine! Fugi! Mamă, dar te mușcă rău. Haideți aici, că aici n-are unde să ia, că a dispărut. Nu vrea să intre în tunel. Ziceam că aici nu prea are unde să te arunce, că în tunel, na, chiar dacă te aruncă. Ia. Băieți. Ok, asta nu cred că e normă. Hai să-l gâdilăm și pe ăsta în talpă. Puteți să-l gâdili în talpă. Dar cine e ăsta? Uite, ai, de Long Legs, mai bine nu-l luăm. Da, mai bine lăsai acolo. Mai bine lăsam acolo decât să-l iau. Ok. Păi da. Este timpul să mergem, dar nu știm pe unde. Mergem și noi drept înainte. Mergem și noi drept înainte să sperăm să scăpăm. Că... Tot pădure. Vreau și eu să fac un test cu Lamborghini și cu canapeaua și vine cap de răhățel ăsta să-mi strice treburile. În stânga sus e aici ceva. Ce să mai zic?
Aici cred că e un aeroport, dacă nu mă înșel. Iar așa a venit. A venit. Vezi că e, vezi că e furat. Vezi care putere, vezi că și-a prins putere și trage cu răhați. Am văzut pe mai are răhați de jur împrejur. Uite că trage cu ei. Doamne ferește. Mamă, trebuie să te ferești. Deci își face cumva răhați în jurul lui și trage cu ei. Da. Pe bune zic. Ia uite. Bă, m-a aruncat în apă. Da, pe și pe mine, eu de acolo vin acum, din apă. Aruncă cu răhați, sunt prea puternic, nu mă așteptam la asta. Da, nici eu. Cred că e timpul să intrăm într-una din casele astea, că altă soluție n-ai. Ha? Vedem. Uite, vezi că vine. Intră repede într-un hangar. Trebuie să vă găsesc. Da? Noi suntem într-un hangar, pisică, stai să vedem. Ah, gata, știu unde, că mă zbase la un moment dat și am dat. Da, noi suntem aici și el vrea să ne mănânce. Îl văd. Ușa deschisă. Îl văd și miroase foarte, foarte urât. Îl văd. Miroase oribil chiar. Gata. Sunt aici lângă voi. Gata. Închide ușa. Gata. Să facem liniște, poate pleacă. Bă, dar de ce nu se închide ușa, bă? E stricată ușa, gata. Gata, asta așa. Poate pleacă. Pleacă oare. Hai, bă. Mai face lumină! Nu mai faceți lumină! Păi, da, nu știu că am zis că pot... Hai să... Ok. Ia, că a deschis cea mai mare poartă. Păi nu, că nu l-am mai văzut... Păi nu, dar l-am mai văzut acolo și de asta zic. Plecat. Momentan. Pare să fi plecat. Haideți să mergem în turn, pentru că știți bine că acolo în turn. Acolo făceam de obicei bătălia finală, dacă mai țineți minte. Da, bătălia finală. Nu prea pot să urc, Ba da, cred că haideți! Pe zona verde, haideți, nu? Haideți, băieți, băgați, viteză! Da, păi eu bag viteză, dar vezi că aici deja tăia colunecare. Nu mai pot, m-a luat cu alunecare. Aici tăia colunecare. Eu știu de la ce avem alunecare. De la ce? A, că suntem, ne-a dat cu răhățel? Da, suntem murdari pe ta. Nu pe aici. Bun, hai că am ajuns într-un final, că ne-a luat ceva să urcăm muntele ăla. Da, asta chiar pe bune. Un pic așa. Cum facem? Intrăm aici? Păi intră aici și activez ăsta, stai să vedem. Aha. Undeva pe aici? Nici nu mai țin minte. Cred că ăsta e. A funcționat? Parcă așa făceam, parcă trăgeam în el, nu? Nu știu, la fel că făceai. Eu trag în el, dar am consumat gloanțele mai degrabă. Nu știu. Ia vezi. S-a întâmplat ceva? S-aude ceva. S-aude. Bă, și văd ce... Bă, sunt aici! Văd și eu. E... Vezi că okay. E cap de WC-ul, Da, bun. Da, e cap de WC-ul. Cap de WC-ul și cine mai e? Păi, eu mai văzusem unul, să știi. Pă bune? Da. Mai văzusem, nu știu. Ok, suntem cât de cât protejați în jurul gardului, adică gen, nu știu dacă ne poate prinde aici. Sau nu ne poate arunca prea departe, poate nu vinde. Da, uite, e și răhățelul, dar stai puțin. Ce face, se vorbat între ei sau ce? Nu știu, dar uite, ăsta vrea neapărat să mă muște. Nu cred că e o variantă bună să stăm aici, pentru că uitați-vă și voi. Vezi că te mușcă și vine și cap de răhățel și cap de WC-ul. Băgat în WC-ul, trage apa, vezi că ține control apăsat și mergi pe crouch. Da, închizi gura și așa poți să ieși. Da. M-am mușcat. Mă, se cam bat. M-am blocat aici. Se cam bat între ei. M-am băgat în WC. Te bagă în WC și vezi, dai pe crouch ca să poți să ieși. Da. Dai pe crouch că acum el te mănâncă. Încerc. Ce se întâmplă acolo? Cine trage? Cred că a venit Popi. A venit Popi la tine, pisică. Da. Mulțumesc de ajutor. Popi trage în ei, uite. Oh my god. Văd, mamă, dar e super mega supărată. Ia cât damage îi dă? Hai că îi dă! Îi dă foarte puțin damage! Ok, ideea este, las-o pe Popi să se bată cu ei și hai să fugim! Păi asta zic, dar ce zici? Am mâncat-o pe pisica! Folosește-te de crouch și hai să fugim repede! Cât mai putem! Dă-le Popi, poate-i! Popi cred că e nemuritoare, mă, pentru că uite, dacă te duci să te uiți la viața lui Popi, nu știu dacă pot să văd. Popi are cea mai multă viață dintre toate creaturile din joc. Da. Deci are... Cred că e nelimitată viața lui Popi și nu cred că ai cum să o distrugi. Deci Popi cred că îi va ține ocupați ca noi să fugim. Doamne, ce aventură a fost în episodul acesta. Hai să coborâm pe aici frumos. Cartonchetule, nu știu ce ai făcut cu aceste creaturi, dar... Dar nu prea ți-au ieșit, să zic așa, pentru că noi am fost mai deștepți decât ele. Ok? Cu ajutorul lui Popi am reușit să plecăm și să scăpăm de acolo și credeți-ne, vom lua primul vapor și vom pleca din acest oraș și să vedem unde ne va duce
aventura din Garry's Mod. Dacă v-a plăcut și vouă acest episod, nu uitați să apăsați pe butonașul de like și noi ne auzim data viitoare. Pa, pa! Pa! Pa!